Bună ziua tuturor! Numele meu este Daniel Goenic, sunt director de program în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, CRJM, și pe această linie vreau să vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră masivă la acest eveniment. Astăzi am o dublă calitate, pe lângă faptul că sunt unul dintre coautorii raportului privind transparența activității CSP, constatările care astăzi le vom discuta. Astăzi am și calitatea de moderator acest eveniment și pentru a nu fura mult din timpul dumneavoastră, aș vrea să salut și le spun bună dimineață colegilor noștri care au venit astăzi cu un cuvânt de salut și o să încep cu președintele CRJM, Ilie Chertoacă. Domnul Chertoacă, aveți cuvântul. Stimați participanți, stimați membri a Consiliului Superior a Procurorilor, onorați parteneri de dezvoltare, stimate domnule Lenigan, dragi colegi și parteneri. Bună ziua tuturor și îmi face o deosebită plăcere să vă întâmpin la acest eveniment organizat de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul generos al programului INL din cadrul Ambasadei Statelor Unite. Este o onoare și o plăcere să vă salut pe toți la prezentarea raportului privind transparența și activitatea Consiliului Superior al Procurorilor. Raportul prezentat astăzi de către colegii mei, de fapt, reprezintă o muncă asiduă de peste 30 de luni de monitorizare și e o muncă destul de meticuloasă, pe alocuri tehnică, însă datorită diligenței depuse, aduce o mare plus valoare constatărilor din raport. CRJM este una din puținele organizații care asigură monitorizarea instituțiilor din lanțul justiției și prin angajarea în aceste activități de monitorizare, organizațiile societății civile contribuie la o societate mai deschisă, responsabilă și democratică și la instituții anticorupție puternice. Acest raport va scoate în evidență, după cum veți vedea, atât realizările, cât și provocările organului colegial Consiliului Superior al Procurorilor și vă prezintă un punct de vedere alternativ. Aș putea spune mai mult. Concluziile acestui raport sunt valabile nu doar pentru componența actuală sau viitoare a Consiliului Superior al Procurorilor, dar pot fi utile chiar și pentru alte colegii similare, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul de Integritate și alte organe de reprezentare. Constatările studiului includ atât aspecte pozitive cât și cele care necesită îmbunătățiri. Colegii mei vor vorbi mai mult despre asta, însă prin acest eveniment de lansare ne dorim să împărtășim public constatările și să validăm anumite constatări ale acestuia cu dumneavoastră. De asta vreau să încurajez participarea și adresarea întrebărilor astfel încât concluziile din raport să răspundă în tocmai realității la zi. După această prezentare, vor vorbi și colegii mei, vom lăsa un timp de o săptămână, două, în care vom aștepta recomandări pe marginea studiului. Ne-ar plăcea foarte mult să avem punctul dumneavoastră de vedere cu privire la valența și calitatea unor recomandări, modul în care poate interpretarea pe care au realizat-o colegii noștri poate nu corespunde cu anumite constatări la zi. Aș vrea să exprim aprecierea noastră profundă pentru cei implicați în prezentarea acestui raport, dar în special și pentru membrii din cadrul CSP care au fost de acord să participe în cadrul unor interviuri realizate de colegi ca și mecanism de colectare a datelor pentru a valida anumite constatări. Aștept cu nerăbdare prezentarea raportului, vă mulțumesc foarte mult și în mod special mulțumesc Ambasadei SUA, programului INL, care, fără de care nu ar fi posibil realizarea acestui raport. Mulțumesc! Domnul Chertoacă, și noi vă mulțumim pentru acest cuvânt deschidere și acum îl salutăm și spunem enorm mulțumesc domnului Kevin Lenigan, Senior Justice Advisor din secția Justiție Penală și Aplicarea Legii din cadrul Ambasadei SUA în Republica Moldova. Domnul Lenigan, bună ziua și mulțumesc mult că ați găsit timp să veniți la acest eveniment. Este o mare plăcere să fiu astăzi aici dimineață în calitate de invitat la evenimentul de lansare a raportului. Noi, cei de la INL și Ambasada SUA, lucrăm foarte îndeaproape, oferim asistență și susținem activitatea
Centrului Resurse Juridice din Moldova mulți ani și vom continua parteneriatul nostru, cred, pe o durată îndelungată, împreună cu CRJM, care este unul dintre cele mai bune grupuri de experți, reprezentanții ai sectorului asociativ, companii sau instituții de drept din Moldova, nu doar din Moldova, dar și din regiune, din Europa. Calitatea activității lucrului lor este egală, echivalentă cu activitatea celor mai bune grupuri de experți, organizații din SUA și suntem foarte mândri să putem să colaborăm cu CRJM. Acum 100 de ani, Curtea Supremă de Justiție din SUA a menționat, a susținut că transparența este un instrument, cel mai important instrument împotriva corupției și este unul dintre cei mai buni dezinfectanți ai comportamentului inadecvat în cadrul autorităților. Acest instrument fiind folosit în istoria SUA, INL și ambasada SUA, încercăm să folosim orice oportunitate posibilă pentru a promova transparența în guvern, agențiile de stat, agențiile independente din Moldova, drept un instrument esențial de a lupta împotriva corupției. Noi susținem autoritățile din procuratură mulți ani pentru a consolida transparența în cadrul activității lor. Orice organizație care poate să-și îmbunătățească performanța și noi suntem de părere că raportul de astăzi, care va fi lansat aici, oferă informații, concluzii importante pentru îmbunătățirea activității Consiliului Superior al Procuratorii pentru a-și îmbunătăți în acest sens și este un punct esențial sau Consiliul joacă un rol important ca parte a activităților de luptă împotriva corupției, prevenirea corupției și joacă un rol esențial pentru deciziile ce urmează a fi luate de Uniunea Europeană pentru a vedea cum, în ce mod Republica Moldova va putea să-și accelereze și să devină membru al UE. Ne concentrăm la ambasada SUA pe a susține Republica Moldova în parcursul său european și avem încrederea schimbările care se produc în Republica Moldova actualmente, reforma justiției, anticorupție, inclusiv exercițiul pre-vetting care are loc acum și credem că în curând va rezulta în alegerea unui număr nou de procurori ca membri ai Consiliului Superior al Procuratorilor. Toate aceste acțiuni împreună sunt esențiale pentru a stabili, pentru a avea elemente solide în lupta Moldovei împotriva corupției și facem tot ce putem pentru a susține aceste eforturi. M-am întâlnit cu majoritatea dumneavoastră și mă bucur foarte mult să vă revăd în această sală. Sper că vom avea un eveniment important, interesant. De obicei, nu pot participa la evenimentul integral, dar voi rămâne aici până la finele prezentării să vedem prezentarea raportului și sper că vom avea o discuție activă cu întrebări multe și oricât de bună ar fi o organizație precum este CRJM, recunosc că și dumneavoastră aveți experiență imensă. Iar CRJM nu este singura instituție cu resurse juridice, experiență din această sală și vă încurajez să participați în mod activ pentru a oferi expertiza, opiniile dumneavoastră, pentru a pune în discuție anumite aspecte, pentru a ne asigura că toți să putem beneficia de acest studiu. Vă mulțumesc și abia aștept să particip și să ascult prezentarea. Vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult pentru mesajul dumneavoastră. La fel, suntem onorați să avem astăzi pe domnul Eduard Varzar, membru CSP, procuror detașat, care a venit cu un mesaj de salut și la fel cu va participa la discuțiile astăzi asupra raportului, împreună cu alți colegi la CSP. Domnul Varzar, bună ziua! Bună ziua tuturor!
permiteți azi să aduc sincere salutări echipei Cerejemie și celor care au stat la baza realizării acestui raport. Din numele colectivului Consiliul Superior al Procurorilor, atât membrii ai Consiliului, cât și din partea funcționarilor aparatului Consiliului, fără de care activitatea membrilor practic nu poate fi realizată conform standardelor cuvenite. Astăzi vin în calitate de președinte interimar, deci câteva zile în absența președintelui titular. Chiar vreau să aduc mulțumirii celor implicați nemijlocit în realizarea acestui raport. Suntem conștienți de anumite breșe în activitatea Consiliului, pe locuri datorate unor factori obiectivi, pe locuri subiectivi, dar cred eu că un astfel de studiu și discuțiile asupra acestuia, dezbaterile, vor, într-un mod obiectiv, vor pune accentul pe acele probleme importante și cele care, soluțiile care se cuvin pentru a eficientiza, a îmbunătăți activitatea Consiliului. Ori transparența activității acestuia este un principiu esențial. Nu trebuie doar să facem activitatea una eficientă, dar trebuie să fie percepută ca una eficientă și transparentă. În acest context, încurajez discuții foarte active astăzi. Cu siguranță vom veni și noi în termen restrâns cu un feedback asupra raportului pentru a-i da un final, a ajunge la un final cât mai corespunzător realității și situației de fapt. Chiar apreciez prezența dumneavoastră prin oferirea unei viziuni din exterior asupra activității CSP, chiar dacă noi știm acolo unde avem de îmbunătățit anumite lucruri. Vă doresc tuturor o discuție activă și ca în final să fim mândri că am expus aici niște idei foarte constructive care să fie pe viitor luate în calcul în îmbunătățirea activității unui astfel de consiliu. Eu vă mulțumesc. Domnule Varzari, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră, domnul Șușu la fel. Chiar sperăm foarte mult că propunerile, comentariile și feedback-ul dumneavoastră pe raport va fi utile și va îmbunătăți mult consistența acestuia. Spunând asta, să rugăm paneliștii noștri dacă putem să ne schimbăm și împreună cu colegul Andrei Nasu să începem prezentarea propriu-zisă a constatărilor. Vă mulțumesc! Bună ziua! Stimați participanți al evenimentului de prezentare al raportului transparenței CSP, mi spune Andrei Nasu, sunt consilier juridic în cadrul CRJM și în continuare voi efectua o prezentare, o incursiune
cu privire la cele mai importante detalii, cele mai importante informații care au fost constatate pe parcursul procedurii de monitorizare a activității CSP și în special ceea ce ține de transparența organului de autoadministrare a procurorilor. Deci, pentru început vreau să prezint metodologia de lucru. Aici vedeți un QR code. Totodată aveți și în fața dumneavoastră un QR code care puteți să-l scanați și să accesați draftul de raport la care este anexată și tabelul cu baza de date, cu baza de informații referitor la muncă efectuată de către echipa CRJM. Și nemijlocit ce ține de metodologia de lucru, menționez că perioada de monitorizare este din la 1 ianuarie 2020 până la 30 iunie 2023. Vreau să atrag atenția că în continuare discursul prezentării mele, când voi face referire la anul 2023, se va avea în vedere până la data de 30 iunie, deci prima jumătate a anului. Scopul monitorizării este de a analiza gradul de transparență a activității CSP, deja cum a fost menționat, în special s-a atras atenția la organizarea și desfășurarea ședințelor, la publicarea agendelor ședințelor, publicarea proceselor verbale sau deja cum este denumit pe site-ul CSP ordine de zi soluționată și publicarea hotărârilor adoptate. La fel s-a atras atenția la discutarea subiectelor în ședință publică versus discutarea subiectelor în ședință închisă sau așa zise deliberări. S-a atras atenția la activismul membrilor CSP și consistența voturilor acestora, la existența opiniilor separate, dacă acestea au fost anunțate în cadrul ședințelor sau nu, și totodată s-a examinat calitatea motivării hotărârilor aprobate. Referitor la metodele de cercetare, noi am monitorizat ședințele CSP în format live, am analizat și din arhivă, da, mersi. Am analizat rapoartele de activitate, am analizat hotărârile CSP, agendele și au fost efectuate interviuri cu unii din membrii componenței actuale a CSP-ului. Totodată vreau să atrag atenția că pentru a afla data publicării agendelor și hotărârilor am utilizat opțiunea proprietățile documentului PDF. În raport o să găsiți un screenshot la această opțiune unde era arătată data când a fost documentul PDF creat și când a fost cel mai important pentru noi plasat pe site. Și să vom deja în continuare parcurg nemijlocit la constatările din raport. Vom începe cu organizarea ședințelor CSP. Pe întreaga perioadă monitorizată, în total au fost planificate 109 ședințe. Din aceste 109 ședințe, 90 au avut loc, s-au desfășurat, ceea ce reprezintă 83%, și 19 au fost amânate, ceea ce reprezintă 17%. Din aceste 19 ședințe amânate, 17 au fost ordinare și 2 ședințe au fost extraordinare. Dacă să atragem atenția referitor la raportul ședințelor desfășurate versus amânate pe an, observăm că în perioada 2020-2021 au fost planificate, organizate mai puține ședințe, dar totodată și mai puține ședințe au fost amânate. Rata de amânare acestora este mai mică. Comparativ cu 2022 și 2023, unde vedem că ședințe organizate, planificate au fost mai multe, dar a crescut semnificativ și rata ședințelor amânate. În 2022 era 25% și în prima jumătate a anului 23, 31%. Cauza de bază de amânare a ședințelor era lipsa de quorum.
În acest context ne-am propus să examinăm totuși care era motivul de bază a acestor amânări, în special creșterii în perioada 22-23, și am efectuat o analiză a ședințelor, a celor 19 ședințe care nu au fost loc. Din acestea 19 ședințe, la patru ședințe nu am găsit înregistrările video pe site, respectiv nu cunoaștem care este motivul nedesfășurării acestora. La 5 ședințe amânate, ceea ce reprezintă 26%, am observat că au fost prezenți 5, în total toți 5 membrii procurori ai CSP, și câte 1-3 membri de drept sau din rândul societății civile. Puteți să vedeți datele pe slide. La 7 ședințe au fost prezenți 3 sau 4 membri procurori și la o ședință a fost prezenți doar 2 membri procurori a CSP și totodată și 2 membri de drept și din rândul societății civile. Aceste date ne-ar permite să observăm că o bună parte din amânările care au avut loc s-a datorat faptului că membrii de drept și de rând societatea civile nu s-au prezentat la ședințe. Totuși, este important de menționat. Faptul dat a fost criticat pentru un comunicat de presă emis de către membrii procurori CSP. Totuși, ține de menționat un moment că sfârșitul anului 2022, începutul 2023, când au avut un șir de amânări a ședințelor, a fost și o reacție publică a membrilor de drept și din rândul societății civile, care au menționat că neprezentarea în acea perioadă la ședință se datora faptului că pe ordine de zi erau incluse subiecte ce ține de desemnarea câștigătorilor pentru concursurilor pentru ocuparea mai multor funcții de conducere de rândul procuraturilor și numirea în funcție de procuror a mai multor absolvenți din rândul Institutului Național de Justiție. Aceștia au menționat că acest subiect presupune un volum mare de muncă și necesită mult timp, în sensul că trebuiau să fie analizate peste 60 de candidaturi. Și, într-un fel, solicitau excluderea de pe ordine zi a acestor subiecte. Totuși, membrii CSP, procurori, au insistat pe menținerea acestor subiecte și acest fapt a dus la neprezentarea în cadrul ședințelor, lipsa de quorum și amânarea ședințelor. Aceste date și aceste situații ne-a permis să concluzionăm că a fost, poate și este, o colaborare neconstructivă și precară dintre membrii CSP procurori și membrii CSP de drept și din rândul societății civile, și anume această colaborare precară în special a adus la amânarea mai multor ședințe. În continuare, mă voi referi la ședințele CSP ordinare versus ședințele CSP extraordinare. După cum a fost menționat, din cele 109 ședințe totale, 98 au fost ordinare, ceea ce reprezintă 90%, și 11 au fost extraordinare, ceea ce reprezintă respectiv 10%. Dacă să analizăm pe fiecare an, observăm iarăși că mai multe ședințe extraordinare au fost stabilite în perioada 2022-2023. Este de notat că pe ordine de zi a ședințelor extraordinare au fost identificate subiecte cum ar fi examinarea contestărilor, hotărârilor colegiului de disciplină și etică, aprobarea cumului de funcții de procuror cu activitate didactică, desemnarea membrilor CSP în diverse grupuri de lucru. Considerăm că ședințele extraordinare urmează să fie întrunite atunci când există niște subiecte strigente, importante și care necesită urgent de a rezolva. Ori
Astfel de subiecte care le-am menționat recent nu prezintă o importanță și nu necesită o întrunire urgentă a membrilor organului de administrare și respectiv considerăm că ar fi necesar ca să fie stabilită o claritate și o regulă cu privire la tipurile de subiecte care urmează și pot fi examinate în cadrul ședințelor extraordinare versus subiectele care mai degrabă sau trebuie să fie examinate în ședința ordinară ca să fie acordat timp suficient pentru toți membrii CSP-ului să se pregătească de aceste subiecte. Referitor la procedura de stabilire a ședințelor, notăm că regulamentul CSP prevede că data și locul ședinței ordinare se stabilește la ședința precedentă, fără a fi oferit anumit termen concret. Comparativ cu regulamentul CSM și, spre exemplu, Consiliul de Integritate, unde este expres prevăzut că ședința ordinară se stabilește cel puțin cu 3 zile înaintea anunțării. În cazul ședințelor extraordinare, în cazul Consiliului de Integritate, este prevăzut un termen de 12 ore. Deci, avem stabilite niște termene concrete. În cazul CSP-ul nu am identificat astfel de normă. Respectiv, iarăși, considerăm rezonabil ca să fie reglementată eliminată această lacună. Totodată, urmare interviurilor cu unul din membrii CSP, am constatat că de regulă sunt 3 modalități de stabilire a ședințelor. Prima este conform agendei personale la sfârșitul ședinței curente, așa cum prevede regulamentul. O altă procedură este printr-un chat comun, prin discuții comune, la distanță, online, și a treia este discreția președintului CSP. Rezumând cele menționate, revenim la propunerea noastră de a analiza oportunitatea ca să fie de modificare a regulamentului CSP, ca să fie eliminat discreția unor membri CSP, să fie stabilite niște termene concrete cu privire la stabilirea ședințelor în așa mod ca să fie o predictibilitate mai mare și să fie posibil ca toți membrii CSP să aibă timp suficient de a se pregăti de ședință. Totodată am analizat în ce zile speciale se organizau ședințele CSP. Am observat că cel mai des ședințele CSP pe toată perioada au fost organizate în ziua de joi. O ședință extraordinară a fost planificată pentru sâmbătă, însă această ședință nu a avut loc, a fost amânată. Și am observat că în 2020-2021 practica organizării ședințelor în ziua de joi. Ulterior, în 2022-2023, această practică nu a fost observată, deci ședințele erau planificate imprevizibil, nu erau o zi anumită. Putem să presupunem că asta ar fi și un motiv al creșterii ratei amânărilor ședințelor pe perioada 2022-2023, pe motiv că nu era, iarăși cum am mai zis, o predictibilitate și o siguranță cu privire la în ce zi, când anume se organizează ședințele CSP. Spre exemplu, CSM organizează ședințele marți, iar Consiliul Audiovizualului organizează ședințele de regulă vineri. Considerăm că este o practică corectă de care CSP ar putea să țină cont. Referitor la vizualizarea ședințelor, nu am observat probleme tehnice în posibilitatea de a urmări ședințele CSP în format online sau din arhivă. Totuși am observat un fapt că înregistrarea și transmiterea, difuzarea ședințelor CSP are loc prin intermediul unei companii private. Considerăm acest aspect poate și costisitor și poate destul de riscant, pentru că, într-un fel, transparența ședințelor CSP depinde de disponibilitatea unei entități private, ceea ce nu considerăm a fi foarte bine. În acest sens,
sugerăm analiza oportunității de a achiziționa și de a utiliza un propriu sistem de înregistrare video și de înregistrare ședințelor. Referitor la agendele ședințelor CSP, pe perioada monitorizată, în total au fost identificate 109 agende ordinare și 31 de agende suplimentare. Regulamentul CSP prevede că agendele se publică cu 2 zile lucrătoare înaintea ședinței. Din aceste 109 agende ordinare, 15 au fost publicate cu întârziere, ceea ce reprezintă 14%. Și din aceste 15 agende, 11 agende au fost publicate cu o zi înaintea ședinței, iar 4 agende au fost publicate cu în ziua ședinței de mijlocit. Iarăși considerăm că acest procent este destul de mare și totuși este necesar ca să fie respectată norma cu privire la publicarea din timp a agendei ședințelor ordinare. Referitor la subiectele care se regăseau în agende, în total au fost identificate 805 de subiecte, dintre care 39 de subiecte erau incluse în agendele suplimentare. Majoritatea subiectelor de pe agenda suplimentară veneau de la Procurorul General. Aceste subiecte se refereau în special la modificarea structurii procuraturii, încurajarea, promovarea sau transfer a procurorilor. Considerăm că transferul, promovarea și exercitarea interimatelor nu sunt subiecte care nu suferă amânare. Respectiv, considerăm incorrect ca acestea să fie incluse în agendele în agendele suplimentare. Acestea trebuie puse în agende ordinare, în așa fel mod ca toți membrii CSP să aibă posibilitatea să le examineze, să le studieze și să expună în cunoștință de cauză asupra acestor. Referitor la tipurile de subiecte incluse în agenda CSP, observăm că 124 de subiecte țineau de selecția și cariera procurorilor, 15%, 203 țineau de disciplina și etica procurorilor, 25%, și 83 de subiecte țineau de alte subiecte importante, precum ar fi rapoarte de activitate, prioritățile CSP-ului, organizarea adunării generale a procurorilor, documente de politici, modificarea actelor normative interne, selectarea procurorului general și procurorul general interimar. În total, aceste subiecte de importanță mai mare constituiau o proporție de 50% din toate subiectele subiectele examinate. Restul 50% de subiecte examinate erau mai mult tehnice, ceea ce ține de examinarea cererilor privind cumulul de funcții de procuror cu activitate didactică, anunțarea de concursuri, transmiterea dosarelor unor candidați de funcție la procuror spre examinare la colegiile specializate, examinarea diverselor demersuri instituționale sau adresări care nu țineau de disciplina și etica procurorilor. Respectiv, acest 50% de subiecte tehnice considerăm a fi unul foarte mare, care cu siguranță fură din timpul organului de administrare și considerăm rezonabil examinarea posibilității ca o parte din aceste atribuții să fie transferate posibil către aparatul Consiliului Superior al Procurorilor sau către alte entități. Vă mulțumesc pentru atenție. În continuare voi acorda cuvânt colegului Daniel. Mulțumesc, Andrei. În continuare voi discuta despre modul în care CSP publică actele sale și inclusiv hotărârile. Deci, prima componentă, publicarea proceselor verbale. Pe perioada de monitorizare am identificat publicate pe site, așa cum prevede regulamentul CSP, doar 5 procese verbale. Ele toate vin cumva de la începutul anului 2020,
în continuare ele nu se mai publică. În schimb, a fost identificată așa o practică de înlocuire a proceselor verbale cu așa numitele ordine de zi soluționate. Trebuie să notăm aici că această ordine de zi soluționată se publica concomitent cu procesul verbal, adică așa la începutul anului 2020, până acele 5 procese verbale erau publicate. Ulterior, cum spuneam, procesul verbal nu se mai publică și dacă această ordine de zi vine să înlocuiască procesul verbal clasic prevăzut de regulamentul CSP, atunci propunem să recomandăm membrilor CSP să reflecteze asupra faptului dacă ele cumva sunt în concordanță cu regulamentul CSP per se. După noi, nu, și noi recomandăm să aparatul CSP și CSP să realueze sau să continue practica de publicare a procesului verbal, fiindcă, în esență, ordinea de zi soluționată nu corespunde tuturor cerințelor care din regulamentul CSP, și anume nu reflectă rezumatul dezbaterilor pe subiect, modul distribuirea voturilor CSP și uneori nu prevede nici prezența membrilor CSP. Câți membri au fost prezenți la acest CSP? Cu unele excepții, unele sunt, altele nu. A doua parte este publicarea hotărârilor CSP și aici considerăm că încălcarea este una sistemică și flagrantă din partea aparatului CSP sau a membrilor CSP. Și vă spunem îndată de ce. Noi am identificat că hotărârile CSP se publică foarte și foarte tardiv. Din cele, deci cum vedeți pe proporția noastră, doar 4%, și anume 23 de hotărâri CSP au fost publicate în termen. Regulamentul CSP spune că hotărârea CSP după aprobare se publică în 10 zile lucrătoare. Vă rog să trageți atenție că și la metodologie am notat că am calculat toate zilele lucrătoare pentru a nu devia sau a face anumite greșeli. Am utilizat platforma timeanddate.com, este o platformă publică cu care poate fiecare să o încerce și noi am bifat zile lucrătoare. Ca rezultat, am identificat că doar 4% sau 23 sunt publicate în termen și altele 545, adică 96%, mulțumesc, nu sunt publicate pe site. De ce? Unul din membrii CSP au motivat că, de fapt, lipsa resurselor umane din cadrul aparatului CSP ar fi o problemă, fiindcă ei nu le ajunge timp pentru a le publica toate în termen. Cu toate acestea, noi am identificat că erau hotărâri CSP care se publicau chiar a doua zi după hotărârea CSP, după ședința CSP. Erau hotărâri CSP care nu s-au publicat cu 500-600 de zile din momentul aprobării de către ședința CSP și majoritatea din ele țineau de contestațiile depuse de procuror prin contestații depuse în procedură disciplinară. Adică vă dați seama că nepublicarea unei hotărâri motivate per se va tergiversa procesul de judecată în continuare pentru procurorul vizat. Fiindcă, din câte am înțeles, dacă nu 90%, 99% din contestațiile, contestațiile disciplinare se contestă în instanța de judecată. Termenul mediu de publicare a unui hotărâri CSP este de 42 de zile lucrătoare. Noi am identificat mediana și asta este de 4 ori mai mult decât prevede termenul legal. Și cum spuneam și anterior, puteți să vedeți și anumite eschize, anumite exemple în footnote sau pe screen-uri în raport, hotărârile care sunt din 500 sau 600 de zile publicate de momentul aprobării. La fel, din păcate, n-am identificat hotărâri CSP care sunt aprobate din 2021. Vreau să facem aici doar o notă. 21 de hotărâri CSP sunt în format scanat, adică nu sunt în PDF clasic și n-am putut identifica data lor creiere și publicare pe site-ul CSP. Inclusiv, cum spuneam, unele nu sunt publicate și ele n-au intrat în această cifră. Au folosit doar cifrele care noi am putut identifica această dată. Un alt aspect important pe care vrem să-l discutăm cu dumneavoastră este discutarea în ședință chisă și deliberările versus ședința publică. Cum vedeți pe acest screen, noi am identificat că discutarea subiectelor în cadrul ședințelor CSP este în forma următoare. În ședință publică s-au discutat 369 de subiecte, în ședință închisă și deliberări 289 și amânate 217.
Deci constatăm că undeva o treime din activitatea CSP are loc după cortină. Dar că ce să facem notificarea de rigoare, ședințele amânate erau uneori pentru următoarea ședință, uneori și pentru alte ședințe și, efectiv, rezultatul final ar fi fost și altul, poate ședința închisă ar fi fost și mai mult, ar trece peste cei 30%, fiindcă examinarea propriu-zisă a ședințelor, a subiectelor amânate, putea fi sau în ședință publică sau în ședință închisă. Doar că din experiența noastră de monitorizare am observat că toate contestațiile disciplinare, dar toate, se discută în ședință închisă și în deliberări. Toate subiectele contradictorii care în legea nici nu le prevede că ar fi și pentru ședință închisă, se discută în ședință închisă. De regulă, în practică, membru raportor, la început, examinării subiectului, propune ca subiectul în cauză să fie discutat în ședință închisă și membrii CSP, uniform, unitar, acceptă această propunere. Am încercat să estimăm timpul de lucru al membrilor CSP fără deliberări și fără ședințe închise. Din cele 109 ședințe am observat că membrii CSP au lucrat doar 76 de minute pe ședință în ședință publică. De parte, această constatare nu este veridică, fiindcă am observat ședințe CSP care au durat și 8 ore de muncă. Doar că, propriu zis, ceea ce au văzut persoanele, publicul larg, este de 76 de minute pe mediu. Restul tot se întâmplă după cortină și în acces limitat sau fără niciun acces al publicului. Cum spuneam, contestațiile potriva hotărârii colegii de disciplină și etică s-au funcționat toate în ședință închisă. Poate și suntem siguri că există date cu caracter personal, date care sunt în dosare penale, date cu acces limitat pe care publicul nu trebuie să le cunoască conformitate cu legea. Dar nu puteți spune cu absolut că toate ședințele disciplinare trebuie să fie închise. Ori, hai să ne gândim, activitatea colegiului disciplinar. Regulamentul colegiului disciplinar prevede că examinarea contestațiilor se face în ședință publică, cu unele excepții de rigoare. Asta, chiar dacă ele nu sunt difuzate în regim live, adică ar însemna că ședința publică, orice persoană poate participa la ședința colegiului disciplinar. Aplicând acest principiu în cadrul ședințelor CSP, ne întrebăm de ce atunci CSP aplică ședința închisă pentru orice examinare disciplinară. Ține minte un caz când un avocat sau un ex-procuror a solicitat examinarea în ședință deschisă a cauzei clientului său. Și membrii CSP au motivat prin date caracter personal, deși, nu știu, doar a fost o motivare evazivă și au solicitat ca acesta totuși până la urmă să fie în ședință închisă. Este doar un exemplu și clar lucru este un punct de reflecție și probabil membrii CSP nu vă spune mai multe detalii aici despre constatările în cauză. Ceea ce vrem să spunem noi este că totuși ședința închisă de 30 și ceva la sută afectează cumva semnificativ transparența activității organului de autoadministrare a procurorilor, ori nu doar noi, societatea civilă sau publicul per se, dar și procurorul propriu-zis trebuie să cunoască ce se întâmplă atunci când se ia o decizie privind performanța, cariera sau disciplina unui procuror. Am mai făcut un slide cu alte constatări care cumva nu le-am înglobat în acele subcapitole din raport. Demersul procurorului general, inclusiv al procurorului general interimar, sunt acceptate în lipsa de obiecții sau deciziile asupra propunerilor procurorului general sau procurorului general interimar se iau în deliberare. Colegul meu spunea anterior că majoritatea subiectelor care vin de la procurorul general sau interimar vin pe agenda suplimentară. Adică, este publică dimineața și se informează membrii CSP în ziua ședinței. Asta, de fapt, nu acordă timp suficient membrilor CSP să pregătească pe materialele sau propunerile procurorului general. 2. La fel, nu înțelegem care este diferența între ședința extraordinară și agenda suplimentară. Ori ele, în esență, cam sunt tot aceleași, fiindcă ambele propun discutarea sau examinarea cazurilor care nu suferă amânare. Aici poate invităm membrii CSP să reflecteze asupra necesității sau oportunității modificării regulamentului CSP pentru a face o diferență clară între ședința extraordinară și când se face agenda suplimentară. Ori, în esență, cam se bat cap la cap. O altă constatare este motivarea plecarea unor hotărâri CSP și, în special, am observat împreună cu colegii că se motivează precar hotărârile care țin de acceptarea sau respingerea interimatului funcțiilor în sistemul procuraturii. Deci este o deliberare, hotărârea este sumară și publicul larg nu poate înțelege din ce, cum considerent a fost identificat anumit candidat,
cum a fost ales doar el sau ea după caz? Sau de ce a fost refuzat? Am anunțat pe textul raportului anumite situații când persoana era acceptată, după care era refuzat, fără o motivare clară din partea... sau în textul hotărârii CSP, hai să spunem. Și o altă chestiune pe care invităm să discutăm sau să reflectăm este modul cum se audiază candidații la concursurile unde sunt recesate mai mulți candidați. De practica noastră de monitorizare, candidații vin toți în fața membrilor CSP și se pun întrebări diferite. Ori, închipuiți-vă, sunt cazuri când sunt 10 procurori în față, aceeași întrebare, fiecare răspunde neconsecutiv, nu există o formă în care ce sunt întrebați, nu există o grilă uniformizată de întrebări și plus se dă o anumită șansă de succes mai mare unui candidat care răspunde ultimul. Ori primul răspunde mai brusc, mai repede, poate nu-și poate contura toate gândurile și reflecta toate propunerile sau argumentele în favoarea sa, pe când ultimul candidat, la fel, are timp mai mult pentru a-și face un discurs mai bun sau pentru a copia ceea ce a spus contracandidatul său. Iată de ce propune membrul CSP să gândească să facă o grilă uniformă de întrebări și audierea candidatului să aibă rând pe rând. Adică, a întrebat candidatul primul X, ulterior a ieșit și a întrebat candidatul al doilea. Așa cum se fac în alte organizații sau instituții publice. Sumând, vreau să facem o recapitulare a recomandărilor noastre, pe care unele din ele, cum și colegul Andrei le-a enunțat. Începem cu cele ce țin de organizarea desfășurării din CSP. Stabilirea unei zile clare, sau cel puțin unei practici în interiorul CSP, când ședința ordinară să fie stabilită. Acest lucru va permite o previzibilitate atât pentru membrii CSP, cât și pentru publicul care este interesat să monitorizeze ședințele și activitatea CSP. Înțelegem că poate fi anumite probleme în agenda membrilor de iure, poate, nu știu, ministrul justiției sau avocatul poporului ar avea o agendă supraaglomerată. Ar putea devia anumite excepții de la ziua care este instituită, dar totuși gândirea unui practici, cum ar fost anterior ziua de joi, este una benefică din punctul nostru de vedere. Și, desigur, ședințele extraordinare să aibă loc doar atunci când cu adevărat există subiecte care nu suferă amânare. Subiecte, cum spunea și colegul, gen cumulul dintre funcție procuror și activitatea didactică, transferul, sunt toate puse pe ședință extraordinară și nu există un timp suficient și nici vedem necesitatea pentru asemenea ședințe. Având în vedere că agenda suplimentară se includ la fel subiecte care nu suferă amânare, CSP să detalieze în cadrul regulamentului CSP care subiecte ar fi oportun să fie incluse în agenda suplimentară, așa ca în toți membrii CSP să aibă timp suficient să le analizeze. Și, desigur, oportunitatea procurării sau asigurării și difuzării, înregistrării ședințelor CSP decât în baza unui propriu echipament. De ce spunem asta? Colegul a notat, dar adițional este că compania privată nu menține înregistrarea integrală a ședinței CSP. Deci tot ce se face după cortină, cum spuneam noi, în deliberări sau în ședință închis, este tăiat din acel video. Adică pe site-ul CSP puteți observa doar timpul cât a fost ședință publică sau când s-a luat decizia. Deci cele 4, 5, 6 ore de ședință închisă sau deliberări nu sunt incluse în acel document arhivat, video arhivat. Asigurarea unei audieri individuale a fiecărui candidat atunci când există mulți candidați, în baza unei grile de întrebări tipizate. Recomandările ce țin privind discutarea subiectelor în cadrul ședinței CSP. Înțelege că este o normă sau o recomandare mai mult de diligență, dar totuși, membrii CSP trebuie să depună această diligență pentru a respecta cu restricție prevederile legale atunci când se discută pentru asigurarea desfășurării și discutarea subiectelor în ședințe publice. Și, desigur, renunțarea la practica de anunțării deliberării atunci când acestea nu sunt necesare. Ele pot fi menținute atunci când se ia decizia privind procedura disciplinară. În apropo, legea procuraturii nu prevede, în esență, procedura în deliberare. Noi înțelegem că deliberarea se aplică organelor judiciare sau cu faze judiciare. În esență, CSP atunci când se expune pe o cauză disciplinară este un organ cu faze judiciară. Totuși, menținerea deliberărilor pentru a lua decizia asupra cumulului de funcție sau pentru a ajunge la un consens asupra unei norme de regulament, mi se pare cam straniu. Dar, mă rog, încă o dată este o poziție din exterior și poate membrii din interior știu mai bine necesitatea aceasta. Și ultimele recomandări ce țin publicarea documentelor și a hotărârilor CSP. Reluarea practicii de publicare a proceselor verbale a ședinței CSP, așa cum prevede regulamentul CSP.
suplinirea funcțiilor vacante sau majorarea unităților de personal în cadrul aparatului CSP. Acest lucru va, sperăm noi, va permite diminuarea problemei publicării tardive a agendelor și a hotărârilor CSP. Utilizarea semnăturii electronice, fiindcă am înțeles din interviu, aparatul CSP este destul de reticent să accepte utilizarea semnăturii electronice, doar cea holografă. Semnătura electronică, de fapt, în secolul dat sau în ziua de astăzi, este una destul de facilă și permite semnarea rapidă a hotărârilor, mult mai rapidă, și acest lucru va impulsiona implicit publicarea pe site a hotărârii. Și, desigur, îmbunătățirea modului de motivare a hotărârilor ce țin de aprobarea sau respingerea interimaturilor în cadrul sistemelor procuraturii. Și, la fel, am observat că dacă discuțiile contractitorii, majoritatea cazurilor, se află după cortină, totuși, niciodată când sunt anumite obiecte sau propuneri, nu vedeam că membrul CSP sau membra CSP are de gând să spună o opinie separat. După ce se are loc procesul de ședință închisă sau deliberare, președinta CSP anunță că există opinie separată. Deși acest lucru nici cum nu preceda în cadrul ședinței publice. Pentru a înțelege argumente și raționamentele majorității, dar și a celor care au declarat opinie separată, propunem ca publicarea opiniei separate să fie în cadrul acelui document PDF, așa cum o face, de exemplu, Curtea Supremă de Justiție sau Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Persoana care citește hotărârea vede argumentul majorității și la fel argumentul celor care au declarat opinie separată. Cu asta încheiem menționarea constatărilor noastre și vă invităm la discuții. Vă mulțumim! Mulțumesc foarte mult, Daniel, Andrei, pentru această prezentare. Stimați participanți, suntem în agenda și avem circa 30-45 de minute pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri. O să am doar o rugăminte atunci când vrem să adresăm o întrebare, să facem prezentarea, pentru că deși ne cunoaștem cu majoritatea din dumneavoastră, am vrea să avem întreaga reprezentare a instituțiilor prezente la acest eveniment. La fel, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să acord prioritate în principal membrilor CSP care sunt cel mai mulți vizați de constatările acestui raport și, cu permisiunea dumneavoastră, o să acord prioritate domnului Varzar, domnului Șușu, dacă vor să adreseze anumite întrebări, comentarii, după care deschidem runda de întrebări și răspunsuri și pentru ceilalți participanți. Domnul Varzar sau domnul Șușu? Da, vă mulțumesc. Stimată audiență, deci eu din start vroiam să reiterez anumite aspecte. Sunt aduse critici anumitor aspecte din activitatea CSP cu care, cel puțin eu, dar și unii colegi, suntem de acord. N-am să intervin asupra acestor constatări. Vreau din start să punctez anumite aspecte ce ține de metodologia realizării acestui studiu. Eu adică sunt de părerea că inițial ar fi fost necesar ca și în cazul oricărei alte evaluări să fie antrenat de la bun început și instituția supusă evaluării. Vedem aici un chestionar în anexă la raport de intervievare, da, un chestionar de interviu. Probabil că pentru unele constatări mai obiective ar fi fost necesar ca acesta să fie puțin mai larg și consultat și cu CSP-ul, niște întrebări suplimentare asupra unor aspecte mai detaliate. Probabil ar fi fost oportun ca să fie oferit și CSP-ului la o etapă în cursul realizării sau mai spre final posibilitatea de a veni cu explicații asupra unor aspecte. Ori, în opinia mea personală, sunt multe detalii care, asupra cărora eu sau cu care eu nu sunt de acord. Cu siguranță am spus din start că vom veni cu un feedback pentru a aduce o obiectivitate acestui raport, dar uh,
Mai vreau să menționez și anumite expresii din raport care cumva creează o percepție de părtinire sau cumva sunt noțiuni care pot fi substituite prin alți termeni juridici, gen după cortină, da? După cortină ar fi netransparent sau cumva astfel de expresii considerăm că nu sunt proprii unui astfel de raport. Înțelegerea problemelor care sunt în activitatea CSP, de fapt, trebuie să înceapă de la înțelegerea rolului și statutului fiecare din cele trei categorii de membri, da? Că aici s-au făcut comparații. Poziția membrilor procurori, poziția membrilor non-procurori, poziția membrilor de drept. Din start, percepția mea este că nu s-a luat în calcul diferența dintre aceste trei categorii de membri. Da? Ori un membru procuror este în activitatea sa de la 8 la 5 la serviciu și reușește să facă cunoștință cu anumite materiale pregătitoare pentru ședință, într-o zi, în două zile, pe când un membru non-procuror, în special din societatea civilă, ca să nu zic cei de drept că au și activitatea lor de bază, nu reușesc. Și atunci, cei ce a fost în spațiu public lansat, a fost cumva din partea membrilor procurori o încercare de a explica publicului situația obiectivă. Cred că în situația când un membru non-procuror din reprezentat al societății civile este și remunerat mai nou chiar în mărimea salariului unui membru procuror de începând cu luna iulie. Nu cred că este justificabil argumentul că nu a avut timp. Ori 60 de procurori sau 60 de candidaturi care trebuiau să fie analizate când s-a invocat atunci în spațiu public, nu neapărat erau 60 de candidaturi, erau 60 de candidaturi înscrise în concurs, în timp ce nimeni nu intră în detalii să constate că din 60 de procurori, la sigur nu vă spun date concrete acum, dar 5-10 procurori sunt înscriși în 2, 3, 4 poziții și atunci nu trebuie de analizat 60 de procurori, dar 40 sau 50 de procurori. Noi astăzi avem acele concursuri cu 60 de funcții expuse în concurs, un șir demarat de prin luna iunie 2022. Ori până în prezent nu a fost posibil studierea acestor candidaturi. Noi, reticența în a organiza aceste concursuri este și până în prezent din partea membrilor non-procurori. Și atunci, dacă nu au reușit în două zile, din ianuarie 2023 până în prezent, a trecut alte 9 luni. Nici până în prezent nu s-a reușit să se studieze aceste candidaturi. Orice membru al CSP are, potrivit regulamentului, disponibilitatea de a propune cu 3 zile înainte de ședința CSP propuneri pentru ordine de zi. Nu am văzut nicio inițiativă să fie propus deja după 9 luni o inițiativă de a trece un concurs sau altul. Ori niște intervenții în public, mai mult declarative în opinia mea, că CSP este nelegitim, cu mandat expirat, sunt pentru a-și legitima acțiunile. Nu actualul CSP și-a extins mandatul. Însuși legea prevede că își exercită mandatul până la intervenirea noii componențe a CSP. Mai mult, prin legile ulterioare care au fost legate de pre-vetting, legislatorul a prevăzut că
actuala componență și exercită mandatul până la realizarea acestor exerciții și intervenirea noii componențe. În acest caz, deci, cumva, iarăși reiterez o percepție că s-a luat în calcul poziția membrilor non-procurori decât a membrilor procurori. Un alt aspect țin să menționez despre modul de fixare a zilei, a datei ședinței și a subiectelor din agenda CSP. Ați reiterat trei modalități de fixare a datei ședinței CSP, da? Care au fost expuse de către membrii non-procurori. Dar nu am privit regulamentul CSP care stabilește că ședința, data următoare ședință stabilește în ședința precedentă, nu prin chat-uri și nu prin cooperare, colaborare dintre membrii procurori și non-procurori, că nu ne facem favoruri. Dar am ajuns în situația să o facem și pe asta, deoarece în ședința precedentă nu e posibil să fixez ședința următoare. Stabilirea subiectelor din agenda iarăși este reglementată de regulament și nimeni nu vrea să atragă atenția că doar este o singură posibilitate de a stabili agenda ședinței. Ea este pregătită de către șeful aparatului Consiliului în urma consultării președintelui Consiliului. Plus la aceasta, fiecare membru al Consiliului poate propune chestiuni pentru agenda ședinței cu 3 zile lucrătoare până la ședință. Și atunci, cumva, alte opinii invocate sunt doar, în opinia mea, o justificare a anumitor acțiuni, nu și o abordare constructivă bazată pe o normă concretă. Nu putem veni cu reacții în procesul de cooperare între membrii CSP nu putem veni cu o reacție asupra acestui aspect atât timp cât în practica sau la nivel normativ este reglementat suficient acest aspect, iar în acest proces de cooperare au fost cazuri și de șantaj. Dacă puneți pe agenda anumite subiecte, noi nu ne prezentăm în ședință și vom chema presa și vom invoca anumite opinii asupra modului în care se constituie agenda. Da, nu este un mecanism de prioritizare a subiectelor pentru agendă, dar nu putem lăsa subiecte la infinit pendinte în activitatea Consiliului. Și atunci, cred eu că poate s-ar impune o concretizare a acestui mecanism și cumva discutarea subiectelor care sunt prematur de a fi pus în agendă, se face chiar în ședința CSP, nu prin modalități de chat-uri și replici că subiectul ăsta nu-i gata, este prematur sau insuficient pregătit. Din aceste considerente, asta așa punctual, niște aspecte mai importante, desigur, dacă am merge punctual pe tot raportul, atunci am mai conveni asupra unor aspecte, dar pe parcurs, independent ca să nu monopolizez și să iau mult din timp, mai discutăm, dar ce nu reușim, venim ulterior cu concretizări în cel mai apropiat timp. Mersi. Dacă îmi permiteți, domnul Vărzari, vă mulțumim tare mult. Eu mi-am notat pentru noi, pentru ca viitor să lecții învățate, să antrenăm mai mult în exercițiu de elaborare a documentului persoanele sau instituția vizată, doar o mică remarcă aici, probabil dacă domnul Roșca acum ne privește sau nu, el a fost invitat de câteva ori pentru a fi parte la interviu și toată perioada lunii septembrie acest lucru s-a derulat, dar
din motive obiective dumnealui, până la urmă n-am ajuns la consens, deși metodologia și chestionarea a fost transmis dumnealui pentru consultare, pentru efectiv poate a da răspunsuri în formă scrisă dacă nu avea timpul pentru discuții. Adică vreau să spun că poziția sau ce obțin o parte din viziunea membrilor procurori, la sigur noi vreau să o avem în acest raport. Doar că din motive cu reiterez obiective nu le-am putut identifica. Ceea ce putem acum vă promite este că dacă dumneavoastră, dacă aparatul CSP dorește să conlucreze în continuare pentru definitivarea acestui raport, parcursul următorului săptămâni sau care, oricare termen aveți nevoie, suntem gata și chiar deschiși pentru propuneri, comentarii, pentru îmbunătățirea textului raportului. Eu aici, în contextul ce ați spus, eu nu am cunoscut despre ce ați menționat dumneavoastră, dar vin să fac o precizare că, deci, într-un organ colegial de genul Consiliului Superior Procurorilor, este mai indicat, probabil, iarăși în opinia mea, ca interacțiunea să fie la nivel centralizat cu aparatul Consiliului. Probabil dacă ar mai fi fost invitații lansate și altor membri procurori, probabil că din 4-5 primeați și cel puțin 1-2 accepturi de a participa la acest interviu, dar cumva CSP-ul este un organ colegial, orice chestiune se dezbate în plen și poziția trebuie să fie delimitată poziția CSP-ului de poziția individuală a fiecărui membru. Da? Cumva trebuie să fie o claritate în acest sens și eu încerc să reiterez de fiecare dată în opinia mea, da? Că mă expun prin prisma la ce cred eu. Și azi m-am expus acum nu prin prisma CSP-ului ca instituție sau ca poziția a întregului CSP. Mersi. Mulțumim. Domnul Șușu. Da, mulțumesc. Vreau să salut membrii echipei care au lucrat la acest proiect. Vreau să salut pe domnul Kevin Leningan. Perioada activității în Consiliu am avut o conlucrare foarte constructivă cu Ambasada Statelor Unite. Suntem recunoscători pentru toată asistența acordată. Eu recunosc criticile dumneavoastră care sunt expuse în raport, sunt foarte constructive, nu le accept în totalitate. Evident că de gradul de transparență a Consiliului Superior a Procurorilor depinde și credibilitatea în această instituție, nu doar din partea publicului, dar și din partea corpului de procurori. Și tot timpul am încercat în activitate să mă conduc de regulă că tăcerea nu te dea la dos, nu te umbriești cumva, dar trebuie să fim cât mai vocali acolo unde putem. Cu cerejimie anterior am avut, eu cred că o conlucrare foarte constructivă, analizând raportul precedent și sugestiile care au fost înaintate atunci când a fost efectuată o evaluare citând de procedurile de promovare, trebuie să vedeți că noi am încercat în sensul sugestiilor dumneavoastră și am reparat unele deficiențe critici care au fost înaintate atunci. Mă refer în special cu publicarea periodică a listei posturilor vacante și ține de demararea concursurilor pentru aceste posturi. Evident că am păstrat, cu toate că sunt membru al Consiliului Superior al Procurorilor, am păstrat acele calități care trebuie să le aibă un procuror și la orice argument venit de partea adversă încerc să vin cu motive cât mai pertinente, mai justificate. Nu vreau să spun că raportul a fost prezentat doar ieri și n-am avut suficient timp pentru a-l lectura. Cu foarte mare atenție am lecturat obiecțiile înaintate de dumneavoastră. Sper că eu chiar sunt adeptul, odată ce s-a pus în discuție acest subiect, este foarte util, atât pentru noi, cât și pentru funcționarii din cadrul aparatului. Eu personal cred că urmează să venim cu un răspuns la toate recomandările dumneavoastră,
chiar cu un răspuns public, să cunoască și persoanele care nu au avut astăzi posibilitatea ca să ne urmărească ori să participe la această ședință. Este foarte salutabil din partea mea că ați invitat astăzi candidații pentru următoarea componență a Consiliului Superior a Procurorilor. Ei trebuie să aibă niște viziuni cu referire la toate procedurile care au loc prin interior în cadrul Consiliului. Apreciez și interesul colegilor procurori care au venit la această ședință de prezentare a raportului. Contramandarea ședințelor, de fapt, este o realitate și în ultimul timp constatăm că există o frecvență foarte mare. Faptul acesta a fost sesizat și în cadrul unui audit efectuat de către Curtea de Conturi și în acest sens eu cred că s-au intervenit cu unele măsuri legislative într-un fel pentru a-i responsabiliza pe membrii Consiliului Superior a Procurorilor. S-au introdus niște norme cu referire la sancționarea pentru lipsa nemotivată. În ședințele de judecată avem reglementări la nivel de lege. Urmează să vedem următoarea perioadă cum se întâmplă. Un alt lucru, nu știu, de apreciat, ori de descalificat, este faptul că într-un fel s-a echivalat salariul membrilor de rândul societății civile cu membrilor procurori în cadrul Consiliului. Nu știu dacă aceasta înseamnă că automat și activitatea lor să devină activitate de bază în cadrul Consiliului Superior a Procurorilor. Un alt mesaj care vreau să-l transmit, nu vreau chiar să înțeleagă într-atât că există o conlucrare neconstructivă între membrii procurori și membrii de drept și reprezentanții societății civile. Este un organ colegial, fiecare are viziuni care le consideră fondate și respectiv le prezintă în ședință. Realitatea a dovedit că contramandarea ședințelor are loc de motivul neprezentării unor membri sau altora. Recunoaștem necesitatea amendării unor reglementări și ține de convocarea ședințelor Consiliului Superior a Procurorilor. Eu personal nu exprim poziția CSP-ului, dar poziția mea personală și salut intenția legiuitorului atunci când a dat posibilitatea ca în perioada mandatului Consiliului președinției să o dețină și alți membri, nu doar persoana aleasă pentru întregul mandat a CSP-ului, adică să existe acea rotație a președinților. Atunci se va putea analiza și de văzut, poate problema o constată în modul de organizare a ședinților. A existat problemă și ține de transmiterea online la o anumită perioadă, atunci când am început mandatul de membru al Consiliului Superior a Procurorilor. Inițial am mers pe calea contractării unei companii private care să ne asigure transmiterea online a ședințelor, astfel că asigurăm transparența totală a activității Consiliului Superior a Procurorilor. Deja după ce ați finalizat dumneavoastră perioada de monitorizare, am reușit să realizăm un proiect care era de mult pe masa Consiliului Superior a Procurorilor, astfel ca să avem un sistem digital operațional de propriu a Consiliului, de transmitere a ședințelor online. Chiar ne amintesc că acum, în perioada începerii mandatului, am avut o discuție cu un fost membru al Consiliului Superior a Magistraturii din România. Și atunci, în discuții, ne-a sugerat că ar fi cel mai rezonabil ca să avem sistemul acesta digital, personal, pentru a transmite ședințele online. În primul rând, a asigura o protecție a informației mai bune. Și deja câteva ședințe am încercat să testăm acest sistem.
cred că în perioada cea mai scurtă, din cât mi-amintesc, fac parte și în grupul de achiziții și ține de achiziționarea unor servicii, lucrări, cred că contractul, mi se pare, cu compania privată expiră la finele anului și deja sper că în anul următor, în totalitate, să asume CSP-ul transmiterea online a ședinților. Un alt aspect, ce decurs din raport, într-adevăr, a existat problema lipsei funcționarilor suficienți în cadrul aparatului Consiliului Superior al Procurorilor pentru a asigura în totalitate executarea la timp a tuturor atribuțiilor. Mai recent s-a decis Consiliul ca schema de personal să fie majorată. Am avut anunțat și concursul, din păcate, probabil că din lipsa motivației financiare nu prea am avut candidați la aceste funcții și în funcții cheie care într-un fel să asigure mai bună funcționalitate a Consiliului Superior al Procurorilor. Nu pot să accept criticile și ține de faptul că în totalitate ședințele în cazul examinării procedurilor disciplinare în privința procurorilor au avut loc în ședință închisă. Chiar așa, în memoria mea, o ședință în care eu am fost raportor cu referire la un procuror a fost în ședință, în totalitate în ședință publică și am făcut noi în sensul acesta. Clar că există anumite reguli care ne obligă și protejăm informațiile cu acces limitat. Nu zic că în totalitate trebuie petrecute aceste ședințe în regim închis. Totuși, pentru a evita orice interpretări cu referire la secretizarea procedurilor disciplinare în privința procurorilor, noi am adoptat niște reguli și ține de publicarea hotărârilor, inclusiv în cauzele disciplinare. Acum avem niște criterii clare în care aspecte sunt anonimizate și vreau să vă spun că întârzierile în publicarea hotărârilor se datorează în mare parte nevoii de a asigura anonimizarea acestor hotărâri, în special pe cauzele disciplinare. Acum, punctual, să încerc să răspund de ce anumite hotărâri nu sunt publicate până la ziua de azi, nu aș putea. Evident că să o facem cu un comunicat, cu o prezentare de poziții către centrul de resurse juridice. Iarăși, ultim aspect care asupra care vreau să punctez, putem să recunoaștem că există unele aspecte problematice ține de motivarea hotărârilor. Dacă ne uităm la părerea mea iar personală, motivarea hotărârilor în cazul disciplinarii cred că sunt suficient de argumentate și ține de procedurile de desemnarea câștigătorilor, desemnarea interimarilor. Într-adevăr, lecturând aceste hotărâri, găsim formularea în urma exprimării votului. Discuții asupra acestui subiect au existat foarte multe. Cred că, nu știu, va rămâne o temă de discuții pentru următoarea componență a CSP-ului atunci când vor pune în discuție aceste problematici. Exista discuția că atunci când ridici unele aspecte care pun semn întrebare cu referire la un candidat sau un persoană propus de procuror general, într-un fel pui la îndoială și deținerea de persoana în cauză în continuare a funcției de procuror și hai că nu există argumente consistente și de aceea ele nu ar trebui să regăsească în hotărârile Consiliului, că într-un final exprimarea votului tot e o exprimare subiectivă,
și s-a găsit formula, această formulă. Clar că am urmărit și cu atenție colegii din România și chiar și de acolo ne-am inspirat că în rezultatul exprimării votului candidatul propus nu a întrunit numărul necesar de voturi. Cam aceasta și ce am ținut eu de necesar să vă comunic. Sunt gata să răspund la orice întrebări. Dacă... Mulțumim, domnule Șușu, și după cum spuneam, am făcut o excepție, în special în privința timpului alocat, deoarece membrii din Consiliul Superior al Procurorilor sunt cei care în mod principal sunt vizați de către acest raport, cu mențiunea că acest eveniment este unul de validare a concluziilor și de fapt apreciem foarte mult expunerea poziției și faptul că vor exista câteva săptămâni în care vom putea integra aceste recomandări directe asupra raportului, inclusiv în conținutul raportului. Vreau să deschid runda de întrebări și răspunsuri pentru încă 10-15 minute. Domnul Lealen, după care domnul Iachimovski, după care doamna Scutea. Da, mulțumesc. Bună ziua la toți. Eu mă numesc Iurii Lealen, sunt procuror în cadrul Procuraturii Generale. Din start vreau să spun că tematica aleasă de către CRJM este foarte relevantă și mulțumesc echipei CRJM-ului pentru această monitorizare și acest raport și de asemenea ambasadei Statelor Unite ale Americii și ANL-ului, pentru că datorită lor acest raport a putut să fie conceput. Pe mine mă bucură că ați ales așa o temă relevantă pentru societate, dar și în special pentru noi procurori. Pe de altă parte, anumite chestiuni chiar mă întristează. Mă uit în raport la recomandări. CRJM-ul recomandă Consiliul Superior al Procurorilor să respecte cu strictețe legea. Și asta nu mă poate să nu mă întristeze, fiindcă a priori se prezumă că procurorii, Consiliul Superior al Procurorilor trebuie să respecte legea. Noi avem articolul 77, fiindcă noi vorbim în special de transparență. Da, celelalte statistici, zile de joi, zile de vineri, e clar așa pentru un anturaj. Dar nemijlocit pe esență, cu transparența, avem articolul 77 din legea la procuratură care privede ședințele sunt publice. Și asta este regula. Atunci când noi, procurorii și societatea, încercăm să ne uităm la ședințele CSP-ului și deschidem online, 80-90% de timp noi ne uităm în peretele sau în ușa CSP-ului. Și asta tot ce vedem noi. Mai departe, tot același articol din legea cu la procuratură privede că votul are loc în mod deschis. Și asta are loc în practică doar pe niște chestiuni foarte, foarte minore acolo. Protocolare se ridică mâna, în rest se iese din deliberare și iată că și CRJM-ul pune deliberarea în ghilimele, fiindcă eu am încercat să găsesc așa cuvânt în legea la procuratură și n-am găsit. M-am dus la normele generale din codul administrativ și n-am găsit. Și nu știu de unde se ia această deliberare, dar în esență este o modalitate voalată a petrecerii ședințelor în format închis. Fiindcă nu este nicio desibire. Spui că te duci în deliberare sau spui că ședința închisă. Doar că legea prevede că în cadrul ședinței închise sunt anumite temeiuri și trebuie să fie emisă o hotărâre. De ce este în ședință închisă? În cazul deliberării, pur și simplu, ne ducem în deliberare, da, ne ducem în deliberare. S-a punctat, așa cum colegii au menționat, și eu înțeleg foarte bine, că sunt membri procurori, sunt membri de drept, societatea civilă, nu întotdeauna se leagă și așa mai departe. E, CSP-ul e un organ colegial. Dar eu, sincer, eu am privit și eu nu am văzut că când se întreabă, ne ducem în deliberare, cineva spune, nu, haideți să discutăm. Toți dau din cap, da, ne ducem în deliberare. Toți îi aranjează. Și eu spun asta cu regret și încerc scuze deodată că sună așa, că, cum am spus, critici sau niște pietre în o gradă cuiva, dar deja după camionul ăsta de cheramzit care a fost acolo descărcat, cred că nu mai încurcă și niște pietricele. Încă spun din perspectiva procurorilor, pentru că pe noi asta ne vizează. Noi ne uităm și începem să încercăm să înțelegem ce s-a discutat și de ce CSP-ul a emis o hotărâre sau alta. Și în cadrul discuțiilor, noi nu putem să înțelegem că noi nu vedem discuții. Din motivare, cum a indicat și cei care au întocmit raportul, este foarte vagă și noi tot nu înțelegem. Și asta, deși
se vorbește despre transparență, dar noi înțelegem că asta e vârful icebergului și acolo unde e lipsă de transparență, acolo sunt și premize pentru hotărâri arbitrare sau alte chestiuni, nu vreau să spun. Așa cum a menționat domnul Șușu, noi toți avem nevoie de un CSP credibil. Noi chiar sperăm că, eu nu vreau să spun recomandările CRJM-ului, fiindcă nu contează recomandările CRJM-ului. Legea o să fie respectată și poate în alte circunstanțe ori spune că e deja de următoare componență a Consiliului. Dar noi vedem că nu e nimic mai permanent decât temporar și situația asta poate să se mai lungească încă foarte mult timp, de aceea poate și acum este relevant să fie asta cumva pus în discuție și eu înțeleg că poate să nu fie susținut de majoritatea, dar cel puțin membrii procurori să opteze pentru transparentizarea activității Consiliului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Șușu. Domnul Pleavin, pardon, vreau să spun că domnul Șușu și domnul Varzar, având în vedere și comentarii, că anumite comentarii vă vizează, propun ca la sfârșit, după ce audiem toate întrebările, dacă o să mai doriți să interveniți. Mulțumesc, domnul Pleavin, pentru intervenție. Domnul Iachimovski. Mulțumesc frumos. Octavian Iachimovski, Procurator Anticorupție. Eu aș vrea să exprim cum se vede dintr-o parte activitatea CSP-ului, pentru că noi urmărim ședințele online care au loc. Sunt de acord cu domnul Leale, nu urmărim pereții. Atunci când camera iese din sala de ședință și noi chiar nu înțelegem pentru ce acea cameră iese din sala de ședință. Eu să-l completez pe domnul Leale pe partea de, așa zis, ședințe închise. El de fapt în regulament s-a scris ca secrete. Regulamentul cu privire la CSP prevede un singur caz când votul este exprimat în mod secret. Aceasta este alegerea președintelui CSP. Regulamentul nu mai permite voturi secrete. Regula, din păcate, care am văzut-o pe parcursul atâția și atâția ani, este că se face la CSP invers. De obicei, toate voturile sunt secrete. Eu, ca și jurist, pot să formulez concluzia, și nu numai eu, dar cred că toți care sunt juriști și în regulamentul, că, de fapt, aproape la fiecare ședință, CSP încalcă propriul regulament prin aceste voturi. Referitor la practicile care sunt preluate din alte instituții similare, eu sunt de acord și pot să spun că, într-adevăr, deciziile CSP pe partea ce ține de etică și disciplină sunt, în mare parte, suficient de bine argumentate. O problemă care am văzut-o eu și alți procurori este cum decide și cum motivează CSP-ul atunci când vorbim despre cariera procurorilor. Și nu cred că motivarea prin votul exprimat este destul de bună și că această motivare poate să aduc credibilitate CSP-ului în fața societății și în fața procurorilor. Ce să mă gândesc eu când citesc o hotărâre CSP și singura motivare este că așa s-a exprimat votul. Pot să mă gândesc că probabil că CSP-ul a dat de anumite informații și date referitor la acel candidat și vrea să le ascundă, ca candidatul să nu sufere, sau poate că CSP-ul are un alt candidat și îl respinge pe candidat propus de procuror general doar ca să-și numească cineva din membrii CSP-ului un alt candidat. Deci vă dați seama câte concluzii destul de urâte, pe locuri poate neadevărate, dar care pot apărea în societate, referitor la astfel de formulări. Iarăși, în ultima perioadă, cum se observă dintr-o parte, de fapt, activitatea CSP-ului și deciziile CSP-ului se bat un pic cap în cap, deci practica se bate cap în cap. Noi am observat în parcursul anului 2023 că actualul CSP a fost catalogat, inclusiv, dacă nu mă găsești, de unii membri CSP, ca nefiind suficient de legitim și credibil ca să aleagă, să numească procurori care deja au participat la anumite etape de concurs. Deci nu e bun CSP-ul ăsta să numească adjuncți de procuratori sau șefi de procuratori. Așteptăm următorul CSP. Dar acest CSP, săptămâna asta am constatat că este foarte bun să numească domnul procuror general. Eu stau și mă întreb unde e logica în toate chestiunile respective. Suntem buni să numim un procuror general? Nu suntem buni să numim un procuror de raion. În mare parte eu sunt de acord cu concluziile care le-au formulat colegii la CRJM, dar sunt și de acord și cu concluziile formulate și de colegii membri CSP,
care ar trebui să fie totuși inclus în, inclus în varianta finală, ca o recomandare pe final, dacă mai recergem eu timp, urmăriți, vă rog frumos, și comportamentul membrilor CSP la ședințele online, când sunt date sfaturi în mod indirect, sunt opriți unii membri din cuvântările lor și să le este recomandat să vorbească în deliberare, care noi știm că e secretă și nu vede nimeni. Deci, cred că și asta ar ajuta să ne creăm cu toți o impresie despre activitatea organului colegial de administrare a lucrurilor în sistemul procuraturii. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, domnul Iachimovski. Doamna Scutea. Vă mulțumesc, domnule Chirtoacă. Stimați participanți, dear Kevin, allow me first to introduce myself. Some of you already know me. Permiteți-mi să mă prezint. Unii dintre dumneavoastră mă cunoașteți și de la evenimentele organizate de CRJM. Începând din 7 septembrie, îndeplinesc atribuțiile de înalt consilier al Uniunii Europene în Republica Moldova pentru justiție și procuratură. Sunt foarte interesată de mersul proceselor pe care dumneavoastră le întâmpinați, ținând cont de condiționalitățile pe care decizia Comisiei din 2022 le plasează cu foarte mare greutate în sectorul justiției. Și pot, de asemenea, în acest cadru de discuții, să evidențiez rolul foarte activ al societății civile în ceea ce privește o informare profesionistă și transparentă, care, pe de o parte, vine să vă fie adresată în sistemul judiciar ca o oglindă, aș putea spune, dar și să reprezinte o introducere către societate în general, pentru că așteptările de acolo sunt în privința sistemului judiciar. Voi parcurge la rândul meu acest raport, pentru că cred că pot să afirm în România în 11 ani pe care i-am petrecut la nivel de conducere, nu cred că am văzut așa ceva, deci interesul și preocuparea dumneavoastră sunt cu atât mai lăudabile, dar permiteți-mi să evidențiez câteva puncte care cred că, nefiind atinse în speech și neavând posibilitatea să parcurg repede raportul, poate mai aduc puțină lumină. În primul rând, să precizez că am fost 3 ani procuror general în România și 7 ani aproape adjunct al procurorului general, de aceea sunt mai apropiată de această profesie. Nu știu dacă în metodologia de realizare a raportului ați avut interviu cu procurorul general. El are rolul de membru în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dar pe de altă parte rolul său este dual. Și atunci poziția nu de membru în organul colegial, ci poziția celui care cere, care înaintează o propunere către CSP, este importantă. De aceea mi-aș permite și comentariul în parțial disagreement față de concluzia dumneavoastră, de ce să fie incluse pe ordinea de zi suplimentară propunerile care se referă la zonă de resurse umane, cariera procurorului. Observația unei persoane care vine din exterior, pe ansamblu, sistemul judiciar din Moldova este confruntat cu o lipsă de personal. Eu vă spun experiența din România, unde pe lângă lipsa de personal avem și o oarecare lipsă de interes a procurorilor pentru ocuparea de funcții de conducere. Eu cred că demersurile procurorului general, care poate în discuțiile avute cu subordonații săi a reușit să convingă pe cineva să își asume un anumit mandat, o anumită misiune în funcție de conducere. Nu trebuie să o punem sub această cheie, bine, dar peste 2 săptămâni când se întrunește Consiliul, pentru că, de fapt, există procuraturi mici și aici, la dumneavoastră, în care nevoia de leading pentru activitatea curentă este foarte importantă. Așadar, atâta timp cât rolurile sunt partajate, chestiunea de resurse umane nu trebuie să o vedem așa undeva abstractizată, ci este un aspect de daily basis activity. Deci dacă e daily basis în procuratură, atunci daily basis să fie și răspunsul CSM. Nu știu dacă ați pus un capitol separat pe eficiența
și instrumentele de transparență în timpul pandemiei COVID, când presupun că și la nivelul dumneavoastră au existat dificultăți în realizarea ședințelor de judecată. Cu privire la deliberări, aș vrea să accentuez ceva. Aspectul ăsta, probabil, dacă vă uitați numai la una, două ședințe, îl veți găsi și în România. Partea publică a ședinței este mai limitată și apoi intervine partea de discuții pentru conturarea votului. La noi e prevăzut că votul este și secret, acum este și electronic, sunt foarte multe puse una peste alta. Dar deliberările au și un alt înțeles decât cel judiciar și v-aș da exemplu din legislația noastră, când informațiile nu sunt considerate de interes public dacă ele se referă la procesul deliberărilor pentru atingerea unei decizii. Așadar, trebuie să privim cu oarecare flexibilitate, pentru că în ceea ce privește Consiliul Superior al Procurorilor, să ne gândim că putem avea luate în discuții aspecte de funcționare curentă a activității procuraturilor, când nu ne referim numai la date abstractizate sau date statistice, ci ne referim și la unele lucruri care cumva îți scapă în calitate de procuror cu funcție de conducere, anchete în curs, lucruri care nu intră în accesibilitatea pentru public și care trebuie să rămână în felul acesta. Deci poate acolo mai găsiți elemente de încadrare a ideii de ce reprezintă deliberarea și ce reprezintă modul în care trebuie asumat de către membrii un dialog cât mai susținut public, pentru ca toate standardele și toate pretențiile pe care Consiliul le are de la candidați sau în tratarea unui anumit subiect să fie percepute ca atare de către membrii profesiei și în viitor să își organizeze comportamentele în funcție de aceste elemente. Vă mulțumesc foarte mult, sper că nu am abuzat de timp. Vă mulțumim mult, doamnă Scutea. Dacă nu sunt alte comentarii, vreau să menționez că mai avem, cred că, timp pentru 2-3 intervenții și aș vrea să mă uit și în partea dreaptă a panelului dacă mai sunt careva întrebări. Dacă nu, vă rog, domnul Șușu. Un aspect asupra căruia am scăpat să-l punctez. Clar că interesul dumneavoastră a fost în a urmări cât transparent a fost Consiliul Superior al Procurorilor, dar cred că raportul final ar trebui să regăsească și dacă s-a identificat careva practici pozitive, ori tot se limitează la negativism. Asta e primul aspect. Și a doilea aspect, n-am venit aici să intră în polemici, respectiv sunt conștient de faptul atunci când mi-am asumat să candidez pentru postura de membru al Consiliului Superior al Procurorilor, evident că am votat pe votul colegilor și toate criticile se acceptă, dar într-o anumită măsură și cu o anumită limită. Mulțumesc! Domnul Șoșu, dacă permiteți, probabil accept că n-ați avut timp să mergeți pe tot fondul textului, dar noi am enunțat faptul că CSMP-ul nu are nicio influență asupra concursului, ori gen care este punctajul dat de colegiile subordonate. CSMP-ul se rezumă să dea întrebări, dar nu influențează votul final. De regulă, candidatul care avea cel mai mare punctaj este și numit învigătorul concursului. Adică noi am învățat practica CSP-ului de a nu interveni asupra colegilor, de din contra, să, hai să spunem așa, să numească acel învigător care a meritat cel mai bine la evaluare în cadrul colegilor. Nu știu, dar dacă dumneavoastră a sărit în ochi doar practicile negative, ne cerem scuze, scopul acestui raport de metodologie este anume pentru ca să evidențiem anumite soluții de amendare, dacă este oportun amendarea regulamentului, sau pentru a îmbunătăți unele chestiuni în activitatea aparatului și a membrilor CSP. Dacă îmi permiteți, doamna Sculdea, eu am inițiat rolul procurorului general, nu le-am propus să avem un interviu cu dumnealui, ori noi am inițiat doar chestiunea cu procurorul general,
că majoritatea propunerilor lui vin în agenda suplimentară. Conform regulamentul, agenda suplimentară nu are un timp, adică se publică în ziua când are loc ședința și sunt chestiuni destul de importante care le propune în demersul sale procuror general. Plus, am observat tendința că, indiferent de componență, indiferent de an, toate demersurile care vin la procuror general se acceptă unanim de membrii CSP. Și aici era întrebarea, oare nu este necesar de fi discutat în cadrul ședințelor CSP demersurile procurorului general, ori el mereu au absolută valență și nu există nicio contradicție în ceea ce propune dumnealui. Bine, nu vorbim de modificarea structurii procuraturii generale, care este rolul lui specific, dar vorbim despre atunci când vine cu propunerile de transfer, care era cândva un mecanism care acum s-a modificat, dar în perioada de modernizare el era, este inclus. Adică sunt unii chestiuni, dar vă mulțumim foarte mult de sugestiile dumneavoastră și practic care le-am spus de ce se întâmplă în România. Vom încerca să analizăm și acest aspect. Stimați colegi și colege, mă întreb dacă mai sunt intervenții. Vreau să spun că ne-am încadrat quasi perfect în timp. Am spus că vom avea acest eveniment până la 11.40, este 11.39 la mine. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit și ați participat activ la acest eveniment. Vreau să mulțumesc colegilor, autorilor raportului, Daniel Goenic, Andrei Nasu, Valeria Butorina, care au întreprins un efort absolut colosal în partea ce ține de colectarea de date și veți vedea asta la anexa studiului. Un anunț foarte tehnic, până la 15 noiembrie ne-am setat ca și o dată pe care vă o propunem dumneavoastră să primim aceste recomandări asupra studiului. Ele pot fi adresate atât la adresa contact@roncergm, cât și direct autorilor. Menținem acest dialog interinstituțional și vom aprecia foarte mult recomandările dumneavoastră pe raport. Și noi împreună cu colegii am colectat aici notițe și cele spuse aici deja vor fi integrate ca și un punct de poziție a membrilor CSP. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult, vă mai așteptăm la evenimentele CRJV, vă mulțumim mult pentru atenție și mulțumim mult ambasadei SUA, programului ANL, care a făcut posibil acest eveniment și efortul colegilor. Mulțumim! Vă mulțumim și noi și vă dorim succes în activitatea de zi cu zi.